Și anul acesta, EON România a lansat tradiționala campanie Daruiește Lumina Crăciunului, prin intermediul căreia va aduna 200.000 de kWh electricitate către 11 instituții publice din 10 județe, respectiv școli, spitale, cămine, centre de bătrâni și spitale, desemnate prin votul consumatorilor. EON Energie România a lansat în nouă ediție a campaniei Daruiește Lumina Crăciunului, prin intermediul căreia voți donați 200.000 de kWh energie gaz electricitate în perioada 19-27 decembrie către un număr de 11 instituții publice. Întreaga cantitate de energie va fi donată unor spitale, școli, grădini. Consumatorii care doresc să desemneze un câștigător vor trebui să intre pe site-ul EON dând un like instituției către care dorește să se îndrepte cantitatea de energie pusă în joc de companie. Fiecare like se va transforma automat în 10 kWh. Toți kilovații câștigați urmează a fi scăzuți din factura instituției respective în luna ianuarie 2017. De această campanie urmează a beneficia 11 unități de învățământ, spitale, case de copii din 10 județe ale țării. Campania Daruiește Lumina a fost lansată pentru prima dată în aprilie 2015, când energia electrică a fost dirijată spre 800 de familii cu probleme materiale, nominalizate de către prieteni sau rude ale acestora.